Gala Ițibiții, lider pentru lideraș. De liderii anului 2017 în acțiuni caritabile sunt Cristiana Ionescu, edulier, Bogdan Tănasă, Casa Sher din Iași și Vlad Voiculescu, Magic Camp. Iar trofeul liderul anului 2017 în acțiuni caritabile merge la Vlad Voiculescu. Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății, implicat de mulți ani în susținerea bolnavilor de cancer, a fondat Magic Camp, locul unde sute de copii diagnosticați cu cancer vin să îndulcească boala și să se distreze în tabără alături de oameni cu suflet mare. Vlad Voiculescu a inspirat mii de oameni să susțină proiectul Magic Home, un refugiu construit pentru părinții copiilor bolnavi de cancer. Felicitări, sunteți un domn tânăr, frumos, tot ce și-ar dori o femeie. Felicitări. Sau o țară. Mulțumesc frumos. Auci. Pe drum încoace mă gândeam ce înseamnă să fii lider pentru lideraș. Și există foarte multe, cumva, cuvântul lider și leadership și valori, în general, sunt cuvinte foarte des folosite, cel puțin în lumea de unde vin eu. Și m-am gândit ce înseamnă, m-am întrebat ce înseamnă lider pentru mine și cred că are o definiție foarte simplă. Să fii lider înseamnă să îți pese foarte tare de ceva și să găsești undeva în tine curajul de a face un pas în față pentru acel ceva de care îți pasă foarte tare. Iar curajul acela vine de obicei din lucruri foarte simple. Vine din iubirea pe care o porți tu cuiva și de foarte multe ori vine din iubirea pe care alții ți-o poartă ție. Cred că e atât de simplu. Dacă ești iubit și dacă ai în jurul tău oameni pentru care pur și simplu își suspendă judecata în legătură cu tine și cu faptele tale, chiar atunci când poate nu e totul aliniat, asta înseamnă pentru oricine foarte mult. Și de acolo îți vine de obicei puterea să faci lucruri. V-aș spune o poveste care e aparent tristă, dar cred că povestea unui băiețel, unui lideraș, unul dintre copiii la care mă gândesc tot timpul atunci când mă gândesc la Magic Camp și la Magic Home și la toate celelalte proiectele noastre. Copilul acesta se numește Marinuș, îi se spune Marinuș Gălbenuș și a venit acum 3 ani prima dată în Magic Camp. Are o tumoră cerebrală, e bolnav de cancer, a fost diagnosticat acum 5 ani și jumătate. Și la scurtă vreme după ce a fost diagnosticat, li s-a spus părinților lui că este prea târziu și că nu se poate face nimic. Acesta este momentul în care mama lui a luat-o pe sora lui și a plecat din familie. Și a rămas Marinuș cu tatăl lui. Și tatăl lui este, probabil pentru mine, este cel mai bun părinte pe care îl cunosc. E pur și simplu un erou. L-am cunoscut pe Marinuș când a venit în tabără și abia putea merge. Asta era, cum ziceam, acum 3 ani. Tot atunci am aflat de la tatălui că atât timp cât a fost cu Marinuș în spital, tatălui a dormit pe o bună parte din acea perioadă, a dormit pe o bancă în fața spitalului, în curtea spitalului, pentru că nu avea unde să doarmă. Asta este motivul pentru care am început Magic Home. Acesta și alți părinți care ne-au povestit. Dar prima dată eu am auzit de la el. Am auzit de la el că părintele unui copil bolnav a trebuit să doarmă în curtea spitalului. Lui Marinuș i-au spus acum 2 ani și jumătate, i-au spus că nu mai au ce să-i facă și că singura soluție ar fi un studiu clinic, un clinical trial. Dar nu se știe unde se găsește așa ceva. În toamna lui 2015, am căutat, pur și simplu, există un site, clinicaltrials.gov și singurul studiu clinic pentru boala pe care o are Marinuș, în toată lumea, singurul studiu clinic era la Viena. Am pus mâna pe telefon, am sunat profesorul de la AKH care se ocupa de acel studiu clinic și Marinuș a fost acceptat. Rămăsese să găsim un loc unde să locuiască în Viena, pentru că nu va avea să stea în spital pentru 2 ani de zile cât urma să dureze tratamentul.
La 2 zile după ce am început să caut un loc unde să stea, am primit un telefon de la ministrul de finanțe care mi-a spus că ar trebui să vin în România și să-i fiu șef de cabinet. Deci la 2 zile distanță, tocmai s-a eliberat un apartament, apartamentul meu. Asta este Magic Home Vienna, până în ziua de astăzi. Tratamentul a mers impresionant de bine și Marinuș s-a refăcut aproape complet până în noiembrie anul trecut. În noiembrie anul trecut a traversat o perioadă extrem de dificilă. Lucrurile s-au înrăutățit de la o zi la alta și de Crăciun anul trecut Marinuș a fost în comă. Într-o noapte, medicii i-au spus tatălui că o să trebuiască să oprească aparatele. Tatălui a insistat să-l lase peste noapte. Și l-a ținut în brațe toată noaptea și dimineața s-a trezit. Dimineața s-a trezit Marinuș din comă, a ieșit cu tatălui de mână pe coridor, moment în care 2 asistente au bușit în plâns, pur și simplu. Aș vrea să fac o poză cu Marinuș de acum 3 zile. E chiar ca în Star Wars. El e Marinuș și în continuare sub tratament. N-am o poză cu tatălui. Tatălui este un om simplu din Brăila. A lucrat ca zilier înainte. Și este cel mai bun lider pentru lideraș din cât știu eu. Mulțumesc pe mult. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Wow.